rămasă de aici. Să pui lumină? Pune la tână. Ai ăla elastic. Așa, acum fac proteina schimbă. Așa. Mai e unul. Da, ora, da, da, la chiar. Asta trebuie noi să facem, nu? Desfacem aici capacul, curge uleiul, demontăm pompa, trebuie să demontăm toată partea, flanșa dinspre cardan, că nu putem să demontăm pompa până nu tragem un pic partea cu ambreiajul. Hai să ne apucăm de treabă acum. Demontăm cardanul. Hai să ne mișcăm repede. Să ajung aici, la josul ăsta. Ăsta n-are filtru. Da. Filtru e în pompiță. Da, da. Ca să scot pompa, trebuie să dau un pic ăsta, că are aici un umăr, care nu-mi permite să scot motorul în spate. Și trebuie să scot asta, cu tot cu motor. Acum am înțeles. Cât ai? Alder 5 sau cât? 5, da. Nu știu că am mai văzut un 2 sau... Intervenții de asta. Pe Haldex 5 nu cred, dar mai vin unde și mai fac. Ce unde? La Haldex. Te dea ceva semne sau doar să fie preventiv? Preventiv, are 260.000 de kilometri, cam, fără 200.
Dacă vrea ce mai în față, să-l ținem. E bine așa. Gata. Așa. Sau să-l legăm cu un elastic. E oricum stă pe cricul de cutie, dar dacă e mai mult în cricul. Nu voi ia cutie. Lasă-l așa, da. Haideți, ia la papă. Și mi-ar trebui undeva să curgă uleiul în el. O să înceapă să curgă. Bușon. Are doar pe aici unul, în lateral. Dar trebuie să bagi ceva ca să altunare și prefer să-i desfac tot. Uite ce slab era, nu? Ai dreptate. O să iau niște mănuși. O să filmez din partea asta la prima, unde vine lumina, știi? Ca să... Poți să-l scoți, tata, acum? Da, da. O, vai. Namol. Ce avem acolo? Cât namol. Mai departe, hai că pierdem timpul și timpul costă bani. Are garnitura acolo? Ia, cu silicon se face. Gata, ajunge, a filmat.
O să spălăm carcasa. Niște degresant. Rup și scoatem carcasa cu ambreiajele. Aici, aici am asta mai scurt. Ce namol am găsit acolo. Același namol o să-l găsim și aici, în baia drumul pompei. Și acum o să vedem lejer. Toate care mori, care doar ăștia două prind de corpul filtrului. Ăsta e capacul pompei. N-ai treabă cu el. Uite, se mișcă. Ia mă mișc pe aici. 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 Aici, aici. Păi lasă, de asta eu trebuie să scot capacul ăsta cu totul. Nu. Să
prea greu, rupem țeava asta. Hai că filtrul nu e atât de murdar, la cât mă așteptam. Vezi? Aici sunt niște mici urme de reziduri, dar nu atât de... Aici se vede? Înăuntru? Da. Ok. Păi, ce-a fost greu. Am făcut. Acum să curățăm. Să curățim peste tot. Poate cu fundea. Gata-i? La câți kilometri avea și are, mă așteptam să fie mult mai murdar, dar oricum a curs. A curs namol. Partea de jos aici trebuie să spălăm bine. Nu prea grozav. Când desfaci sita, se desface tot ansamblul ăsta ce mai are pe acolo. Arată bine. Aici avem discurile de... Da? Asta se învârte independent de cardan. Partea lui. Vezi, treci pe ăla? Și dacă învârtim cardanul, el ar trebui să rămână pe loc. Pompa bagă presiune, strânge discurile și obligă axul ăsta să învârtă diferențialul. De ce vă și în... O să curățăm și aici. Da, da. Aici e filtrul pompei. Nu avea lumină. Nu, nu, că se vede destul de mișor. Da, bine. Unde e lumina? Ia, vedeți, da. Da. Am avut ceva. Păi, are 200 și ceva de... Ia, ține de el. Și eu o să schimb acum, dacă tot am dat din nou motorul jos, o să schimb discurile de ambreiaj din cutie. Trebuie înlocuit o-ring-ul ăsta, am garnitură originală, se schimbă o-ring-urile de la pompă, sunt diferite, nu sunt identice. Așa, da. Aha, foarte bine. Da. Unde mergi și cu mâna, luam și cu mâna, ceva de din asta. Că altfel, partea scutită tinde să intre puțin în metal pe când ai altă alunecă. Așa, și dacă e să mă uit după aici, poate am un șmighel finuț să dăm după aceea pe... Mm-hmm. Am niște perii. Ar merge cu periile. A, să le că le schimb. Să le mai ștergi.
de pânză ce are efect de deșmergheu și poți să... Da, da, da. Poți să mă plăci cu ea. O să las... Cel dinaintea noastră ce... Asta e plasă de aia de fereastră? De... Nu, are ceva componente de șmerghiu în ea. Ah, e specială. Da. Da, văd că chiar de rezultat. Da. Probabil e pus materialul peste o plasă de cenola, dar are bucățele astea de... Și pe aici. Nu mă uit, dar mă localizez o poartă. Aia, pe mine, care ceva mai mult am încercat. Vaselina pe garnitură ca să se așeze bine. Totodată să și alunece când o băgăm acolo la ei. Unul e mai mare și unul e mai mic. Sunt dimensiuni diferite. Nu sunt identici. Acum să sperăm că scrie pe pachetă. Vlad, când a venit, avea foarte multe piese. Salut. Nu îl împinge. Trebuie să-l bag pe el, așa. Are un număr acolo, trebuia să-l tai cu flexul. Da, da, ce nu mai intervine. Tot o sucu. Aici nu mai arune pe el. Să
roți, învârți de cardan și roțile nu se învârt. Da? Decât când bagă pompa, îi dă comandă. Da? Strângem cu șuruburile din aproape în aproape și strângem. Acum mă uitam și s-au venit acum remarcat că am mai văzut-o pe desubt. Practic au decis să renunțe la un al treilea braț transversal. Păi e ăsta foarte solid ăsta aici. Dar nu, ăla ăștia sunt doar de centrare, știi? Și cu ocazia asta au... Dar ăsta duce grosul, știi? Dar foarte multe mai au și de aici încă unul și nu mai ai spațiu să lucrezi. Că au mai venit diversi oameni să mai facă un altă și nu poți să bași, de exemplu, pentru ăsta sau pentru șurubul de la etrier, te lovești de diverse obstacole, pe când aici e foarte aerisit. Ăsta, amortizorul merge să dai jos foarte ușor. E suspensia la fel ca la, ăla, la Mini. Mini Cooper, Mini celălalt. Anulează una pe alta. Da, e... Uite, acum se vede mai bine. Dacă ne punem în dreptul... Bătea aia, n-aia și... Parcă aveați o pompă de... De ulei.
să îi tanșăm acum cu silicon. Silicon negru pentru temperaturi înalte, de până la 300 de grade. Asta trebuie să stea fix. De ce? Nu merge aia sau... Precizia ca la 20 de ani. Da, aș fi vrut și eu să văd un clip românesc pentru intervenția asta la BMW. Din păcate nu e. Da, hai, ne vedem din păcate. Poți să spui. Ne apropiem de sfârșit. Aveți cheie dinamometrică cu cuplu mai mic, sub 20? Da. Astea le-am găsit foarte, foarte slabe. Unul îl desfăceai cu mâna. Păi probabil din cauza vibrațiilor. Da, da. Nu mă așteptam bine, că a fost etanșat corect, dar... Da. Da, utilitar, știi cum... Între... A fost strâns la un cuplu foarte, foarte mic. Ți-am spus, îl desfăceai cu mâna. Șurubul ăsta, cred. Că mai greșe și... Cred că 10 Nm e aici. Asta de ridic e de la 5, numai că la valurile alea poți să dai și cu mâna... Da. Adică este aici, uitați. Nu, nu mai e nevoie. Oricum le-am strâns mai puternic de cum era. Da. Decât să le pierd pe drum. Că vrem să dăm o cola Europa. Mara asta. Cuplajul și roțile nu se învârt. Să scoatem uleiul. Am Boxicong. E un ulei special pentru... E original BMW. 850 ml. Da? Acolo să țină să nu sară cumva din... Că e foarte îngust ăsta. Da. Și trebuie să depui ceva efort. Da. Să aducem ăla de nivel, de recuperat uleiul, ca să nu curgă pe jos. Ca să se umple. E bine așa? Da. La vertical. Între timp mai învârte asta să ia, să se amorseze pachetele de discuri.
cred că asta merge greu, nu? Îl fac și eu? Da, nu mai bagă tremure la mine. Dar ce are bilă ceva? Da, probabil. Niște supape. Mai fac eu? Nu? Curge. Da, da? Mai trebuie împărțit. Nu, că asta are jumătate de litru și presupun că trebuie să intre mai mult. O să las bidonul un pic aici. Da, da, da. Că trebuie unul să învârtim roțile în același sens ca să se învârtă și... În față, da? E, vă luăm și pumpa și l-o trage. Pumpa, da. Eventual, după ce îl recuplați și îi dați să meargă, deși o să vă facă SP-ul scandal, că simtea că e în aer, o să-și mai tragă ea și mai umplem atunci. Deci cum fac să... Recuplat, dat drumul la tracțiune... Să pornim, să da. Lăsăm în zona aceea. Da, da. Și mai lăsăm să se... Are cumva avut butonul în care să-i comandați să se blocheze? Sau, sau doar dacă să, simte ea? Să deblocăm asistența, doar. Are buton. Nu cum era la Duster, care e ăla de rupi pe 4-4 loc, no, în ghilimele. Aici e totul cum simte ea. Nu ne băgăm peste. Nu, păi... că până nu trage pompa să facă presiune, nu, nu o să fie nivelul corect. Da. Păi să-i punem ăsta. Trage, trage, că l-am băgat mai mult. Eu îl dădeam eu să nu l-arunce înapoi, presiunea. Așa, lasă ăsta aici și îl dăm puțin de-o parte și după aia revedem. Păi dacă trebuie să-i punem cardanul? Da. Dar stai să vin eu aici, da. Să văd unde e. Sunt aici și cu... și cu ăsta așa. Trage de el în jos, ca taie, să facă burtă mai mult. Ce? Numai puțin, să-i pun un pic de vaselină așa aici. Ia mai, trage de el în jos, în jos. Gata, acum poți să-l ridici. În față? Aha. Stai, nu forța prea tare, că nu intră aici. Acum 120 și duci. Ține de ăsta aici. Da. Ține de ăsta.
Nu. Se duce. Curge. Da, curge. Las-o, nu știu cum, să facem, lumea știe cum le văd. Scoate țebușca. Mai intră foarte puțin. Deja vă amorsasem de atunci. Nu, nu, dă-mi înapoi, da? Ca să dăm un pic cu spray. Păi și dai pe bidonul tău. Montăm invers cum am demontat. Mult nu mai este. Foarte puțin. Hai că e cu scuturile. Păi cum le-a spus așa, înapoi simt. Asta... Nu, asta vine până aici.
De rezervor. În cadă pe mine. În cadă pe mine? Rezervor. Ola. O traversă mică. Operațiunea este gata. Nu e doar să te înjos de tot. Gata, am terminat-o.